Așa că îmi spui teoretic o familie are doi copii, știi, sună pentru mine, sună ok, da, doi copii, băi frățioare. Dar ai dreptate și tu, când îi vezi pe toți patru dintr-o dată, ți se pare multă lume. Da, și mai adică... e și însărcinat. Nu acum vorbim despre sarcină, e... Am citit în fișe. Nu, e la alt invitat. La ce emisiune ai venit? Dă de roată, dă de roată. Deci... Auzi, nu mai bine ți-ai tu, ia consoana mea și tu te. Nu e Marian însărcinat? Nu e nici Otilia, nu e nici Onuț, nu e nici Cristi, nimeni din familia... Nu înțeleg, mă, nimic. Cosma! Ce să noi... Sărut mâna. Așa, pac. Solicita un moment generat de ce tocmai ai făcut. O, iubirea. Aveți un buchet de flori, doamna Teo, pentru dumneavoastră. Frumos. Și unul este pentru doamna Alina. Pentru doamna producător Alina. Sărut mâna, doamna Alina. Alina. Aveți buchet în daimin. Am diseară. Avem ochii roșii, da. Bursucu are o problemă și o să vă rog să mă înțelegeți în aceste momente grele. A încurcat puțin, s-a încurcat el pe el cu el. Nu, adică nu prea înțelege. N-am avut timp înainte de emisiune. Are senzația că înainte a trebuit să vorbim cu doctorul care mare un pic și vine, deci încurcă invitații între ei și acum tocmai a spus ceva. Una dintre invitatele noastre care vor urma e însărcinătuță. Și acum te-a dat pe tine însărcinătuță pentru că s-a zăpăcit. Hai să o stabilim pe asta. Sunteți patru? Nu, deocamdată doar atâți cât suntem. Deci sunteți patru. Suntem doar patru, cei care... Doar patru. Da. Gata, deocamdată, te-ai lămurit? Da. Deocamdată. Nu mai înțeleg nimic. Hai, de la emisiunea asta aici. Poate va urma, nu se știe, dar deocamdată... Deocamdată suntem ăștia care ne vedeți. Bă, clar, eu simt ceva înseamnă. Simt așa, un iz de sarcină, de... Știi care e chestia? Acum o să... Ne vezi prea liber, cred că de-aia. O să mă duc să-mi iau un scaun. Olimpia, am voie să spun adevărul? Da, normal. Olimpia, pentru Olimpia e cam multuț. Dacă e să mă întreb, eu știu că Marian și-ar mai dori o fetiță, așa e? E adevărat, nu știu de unde ți-a aflat. Avem și noi surse. Și fata noastră frumoasă a zis, lasă-mă un pic să-i văd pe ăștia mai mari, lasă-mă să nu se mai fugărească prin toată casa, că uite pe ăsta tu zici că e ba baterii. Așa este. Și după aia o mai veni și o fetiță. Voi v-ați cunoscut de mititei, v-ați cunoscut de foarte tine. Așa este, ne cunoaștem de foarte mult timp, avem așa mulți ani împreună, de parcă ne-am născut împreună. Exact. Păi cât avea? 16 și 14? Cât avea? Soția mea avea 14 ani când am cunoscut-o și eu aveam 17 ani. V-ați cunoscut într-un restaurant? Da, e adevărat, ne-am cunoscut la un eveniment, era ziua unui prieten comun, ca să spun așa, la care eu trebuia să cânt și acolo a fost invitată și soția mea, prima ieșire a ei din casă. Odată a ieșit și am și luat-o. Ai pus-o mâna pe ea. Păi, ce norocos. Da, tu ai fost șmecher, că după aia ai făcut ei un fel de lucrătură. Pentru că dacă mai ții minte, ai vorbit cu niște prieteni să o readucă în locul în care o cunosc, vă cunoscuserați. Da, este vorba de patronul de acolo, de la restaurant. Cu el am vorbit, că n-am drăznit să iau legătura așa, în mod direct cu ea. Și îl chema Ridvan pe băiatul acela. Zic, băi, Ridvan, vreau să cunosc și o fată aceea. Zic, ce știi despre ea? Păi, bebe? Da, păi stai aici la două străzi. Da, zic, dar câți ani are? Zic, cred că e mai mare așa. Nu știu, părea foarte matură. Da, avea 17 ani și ea părea așa, undeva la 20 de ani. Și zic, bă, dar zic, cred că e mare, zic, are 21 de ani. Da. El făcea mișto de mine. Aha. Dar hai că o chem. Nu-i de tine, zice, da, hai că o chem. Și a chemat-o la bucătărie și am făcut cunoștință cu ea. Și de atunci am început să vorbim, să dezvoltăm subiecte și bineînțeles că a fost o atracție și din partea ei, nu numai din partea mea. Da, cu siguranță, păi altfel. După aceea au urmat întâlniri. Iubitule, sunt jucării. Întâlniri și doi copii. Sunt din plastic, practic, tu poți să cuci, dar n-au niciun gust și astea doar la măsele. În rest, asta și să vezi după aia, dacă, Doamne ferește, înghiți.
Ciocțeaf, am făcut o promisiune, am spus că dacă sunt cu minți, o să plecăm de la emisiune și o să mergem într-un loc anume, dar nu mai mergem dacă nu se poate. Vreau să-i duc, vreau să-i duc la un magazin de jucării după ce plecăm de la emisiune, dar numai dacă sunteți cu minți. Numai dacă stă pe canapea. Numai dacă stai aici lângă mine. La cât timp după ce v-ați căsătorit au început să vină copiii? Păi am făcut nunta la 21 de ani și la 23 l-am avut pe Ionuț. A, deci ați avut timp un pic să vă plimbați. Pe Cristi, da. Pe sub platane, adică... Care o avea mare sau mică în Cristi. De ce dădeai în Cristi? Era un pic gelos. De ce? Erai gelos? Da. Și acum nu mai ești. Că îl iubea mai mult pe el. Așa ți se părea ție, nu? E adevărat, tati și cu mami, să știi că vă iubesc pe amândoi. La fel. Eu alăptam și a trebuit să țin pe el mult mai aproape, iar el a trebuit să stea cu tati, cu mamaia, cu tataia și s-a mai distanțat un pic perioada aia cât eu l-am alăptat pe Cristi. Dar după aia s-au reglat lucrurile și acum este o egalitate, adică nu da. Păi aveți un job foarte complicat, totuși. În condițiile în care aveți și doi copii de crescut și o gospodărie de ținut, voi trebuie să fiți în același timp peste tot. Sunteți solicitați la evenimente, trebuie să vă ocupați și de voi. Când le puteți face pe toate? Este important că facem toate lucrurile acestea împreună. Și acasă, gătim orice facem în casă, lucruri împreună. Da, iubirea mea, uite cum și face. La evenimente... Toată lumea știe că tu ești la televizor, ok? Nu un pic. Da. Toată lumea, toată România știe că ești la televizor. Fratele meu este, nu sunt eu. Amândoi sunteți la televizor. Amândoi sunteți la televizor, scumpul meu, dacă te uiți cu atenție. Uite-te la televizor și lasă-o pe mami să termine ce are de spus. Da, hai să spună mami, da? Așa. Și la evenimente, la fel, în mare parte suntem împreună. Ursucu știe că ne-am mai văzut la diverse evenimente. Și lucrul ăsta ne leagă foarte mult. Adică eu pot să-i înțeleg oboseala, pot să-i înțeleg munca, exact. Particip și eu odată cu el să facem anumite lucruri în domeniul lui și este foarte bine. Multe dintre perechile de artiști care au venit pe această canapea, de la un punct încolo au început să cam chițăie. Băi, frate, stăm prea mult timp împreună, parcă n-am timp să mă regăsesc eu cu mine, tot timpul cu nevastă mea. Și de la un punct încolo au început să se... El chiar mă cheamă, dacă sunt acasă și pot să vin undeva cu el, haide, vină încoace, haide, că mă mai ajut, mai îmi dai ceva, mai... Și noi auzim o mulțime de cazuri, chiar și în lumea artiștilor, chiar și în prieteniile noastre, cazuri în care, într-adevăr, se plictisesc sau, nu știu, se despart din diferite motive, niște vești urâte, da, care nu sunt atât de comode, să zic. Nu știu, noi ne înțelegem foarte bine, chiar avem... o înțelegere extraordinar de bună. Facem cam totul împreună. Îmi place să stau foarte mult acasă cu familia, mă regăsesc acasă. În perioada aceasta chiar am încercat să iau partea plină, așa, văd partea plină a paharului și să mă bucur de familie și de copii. Pentru că am fost destul de mult plecat de acasă, foarte mulți ani. Păi da, dar ar fi timpul să o cam luăm iar din loc. Știi cum e? Stai, da, îți stă noroc. Acum sună regele. Bac, o cântare, o astea. Nu? Apropo de asta, care este piesa preferată a regelui? Gheorghe Hagi. Una din ele este Mândră floare trandafir. Vezi? A, gata, știe toată. Mândră floare trandafir. În viață nu ești musafir, că vii, pac, faci treburile. Tu ai compus imnul echipei Viitorul? Eu am compus imnul, așa este. Băi, deci ăsta mic se joacă până de cablurile, de-aia stau aici, că am un suflet. Nu, cablurile sunt izolate. Cristi. Doamne ferește, da. Aș vrea să... Da, îți dau vino cu asta, să-ți dau niște mere. Sunt copii, sunt foarte energici, foarte energici. Nu e problemă. Ducem o luptă. Eu n-am o problemă, că sunt niște cabluri. Cum de la lumini și să nu... Nu, să plecăm cu câți am venit. Ne descurcăm. Dar e locul nou și... Gata, așezat, stă cu minte. Numai noi știm cum ne descurcăm cu ei. Toată ziua avem este bunicii, un balamuc. Ne ajută bunicii foarte mult și ne mai împărțim. Așa când obosim, mamaie, iai că nu mai putem. Iai că iau-te energia. Bravo, ai grijă, te rog, la cablurile astea, te rog. Astăzi vreau să lansez o piesă în premieră la care lucrez de ceva timp. Și mai nou este gata și videoclipul. Videoclipul este realizat de soția mea. Și ți-a fost dăruit? Mi-a fost dăruit, da, de 8 septembrie de Sfântă Mărie. Trebuia să iasă un pic mai târziu, trebuia să mai dureze o săptămână și mi l-a făcut într-adevăr înainte de termen. Și mă bucur acest lucru. Un videoclip foarte frumos, filmat o parte din el la Sinaia și o parte la noi. Tot, iubita mea? Tot? Da.
Tu ai filmat-o, ai montat-o, ai făcut cadou, tu da, l-ai... Este ceva livrat. Timp de când mă ocup de videoclipurile lui. Și... Dar asta a fost surpriza, a trebuit să nu știe. Nu, deci videoclipul era filmat, noi am fost într-o vacanță, două secunde dacă mă aștepți, am fost într-o vacanță, am filmat, videoclipul este filmat la Sinaia și povestea cu cei doi tineri este filmată la Cheile Dobrogei în Constanța la noi. Și aveam deja filmat tot, dar am zis că o să-l lansăm după vreo lună de zile, că deja aveam foarte multe videoclipuri lansate pe canalul nostru de YouTube. Și a fost ziua asta lui, n-am știut ce să-i cumpăr, am fost și foarte agitată cu copiii pe acasă și spun, Marian, zic, chiar nu mai știu ce să-ți mai iau, n-am avut nici timp de nimic, dar uite, termin videoclipul și îi dăm, îl încărcăm îl pe YouTube și la... asta va fi surpriza mea. Păi hai să vedem, surpriza. Ce iubire mare, ce iubire mare să intitrează. Vor la magazinul de jucării, hai să mergem în centru. Hai să vedem dacă îi mai ducem, nu știm dacă îi mai ducem. Cristi, sigur. Ne apucăm să cântăm, să vedem clipul, mergem în centru, Marian. Mai târziu Cristi o să vrea și el să vă cânte ceva. Bravo, băi, dar să cânte toată lumea, tată, că de-aia ne-am adunat. Ce iubire mare, ce iubire mare, Marian Cozma.